Maria și Liviu aseară au hotărât că vor fi într-o frăție în timpul task-ului. Aici erau în bucătărie și mâncau ceva. Liviu a spus Mariei că acum va spăla el vasele și de fiecare dată când vor mânca, vor spăla cumva pe rând. Întâi el, apoi este rândul Mariei. Maria era de acord, spunea, da, frate, apoi Liviu a spus că așa e bine să fie într-o frăție până la capăt. Au început să râdă, să se amuze amândoi. Au intrat în bucătărie Antonia și Cristian și Cristian spunea că are nevoie să îi facă cineva tratamentul și de aceea îl căuta pe Liviu. Maria și Liviu au început să râdă când l-au auzit și Maria zicea ce tratament, că eu sunt asistentă. Liviu glumea și spunea, ea este asistenta mea, Maria. Antonia a zis, frate, dar voi vă amuzați foarte tare, vă distrați foarte rău. Cei doi au spus că da, se amuză. Apoi Cristian avea nevoie de un tratament pentru ochi și Livia a explicat Mariei că au de făcut un tratament, au un pacient în seara aceasta pe Cristian pentru că are acea problemă la ochi și trebuie să-i aplice tratamentul. Îi explica Liviu Mariei că are nevoie Cristian 7 zile de un tratament la ochi și el este cel care îl asistă să-și aplice tratamentul așa cum trebuie.